Robert Lewandowski, omul numărul 1 de la Bayern, Barcelona și naționala Poloniei, singurul fotbalist care a câștigat balonul de aur, dar nu a fost niciodată recunoscut din cauza pandemiei, unul dintre cei mai buni atacanți din istorie și un adevărat star care la 34 de ani continuă să facă senzație. După cum v-ați dat seama, astăzi reîncepem să actualizăm seria cu povestea fotbaliștilor, în care vom vedea drumul spre glorie al mai multor vedete din sportul rece, iar astăzi vom parcurge copilăria, cariera și realizările lui Lewandowski. Chiar dacă și tu ești un fan al acestui fotbalist uriaș, nu uita să apeși pe butonul de like și, foarte important, lasă-ne un comentariu cu următorul fotbalist despre care să vorbim. Pe 21 august 1988, în capitala Poloniei, Varșovia, ia naștere Robert Lewandowski, care a avut norocul de a avea doi părinți atrași de sport, tatăl său practicând judo, iar mama sa era o cunoscută jucătoare de volei. Încă de mic copil, polonezul a fost atras de sport, de aceea a încercat mai multe sporturi, însă până la urmă și-a dat seama că sportul rege este cel care l-atrage cel mai mult. Tatăl său a fost cel care l-a adus pentru prima dată la fotbal, însă condițiile nu erau deloc grozave, acesta se schimba într-o casarmă veche, neîncălzită, cu ferestre sparte. Chiar terenul avea mai mult nisip decât iarbă, însă asta nu l-a oprit pe Robert de a-și îndeplini visul de a deveni un fotbalist de renume. Cariera sa nu a început deloc fulminant precum alți fotbaliști din prezent. La 18 ani, Leva deja a suferit o accidentare care l-a ținut mai mult timp departe de teren și nicio echipă nu bătea la ușa lui pentru a semna un contract. Acesta a semnat cu o echipă de Liga 3-a, iar cu toți banii pe care îi câștiga, încerca să-și ajute familia, care avea nevoie mare de ajutorul său după ce tatăl său a decedat. Da, este adevărat, tatăl său, omul care l-a ajutat cel mai mult în carieră, nu a apucat să-și vadă niciodată fiul la televizor. Cu echipa din Liga 3-a poloneză, atacantul a reușit să impresioneze și să termine pe primul loc, iar echipa de prima divizie, Lech Poznan, l-a remarcat pe acesta și l-a transferat. Aceștia n-au regretat, polonezul a reușit să înscrie 20 de goluri în primul sezon. Următorul sezon a fost la fel de bun și deja interesul european creștea, englezii de la Blackburn au fost primii care l-au dorit, așa că au oferit 4 milioane de euro în schimbul său, oferta care a fost acceptată atât de club cât și de Leva, care își dorea foarte tare să evolueze în Premier League. Totul era aranjat, toate discuțiile duceau spre un transfer la Blackburn, așa că oficialii englezi l-au invitat pe Lewandowski la începutul lunii aprilie la un meci de campionat cu Everton pentru discuția finală. Polonezul și-a luat bilet de avion, însă zborul a fost anulat în ultimul moment din cauza erupției unui vulcan din Islanda. Norul de cenușă a paralizat atunci traficul aerian spre vestul Europei timp de câteva zile, iar pe fir au intrat Napoli și Borussia Dortmund, ultima reușind să câștige licitația cumpărându-le pe atacantul polonez pentru 4,5 milioane de euro. La Borussia Dortmund, Lewandowski s-a cunoscut cu Götze, Marco Reus sau Mats Hummels. Pe Iduna Park, acesta a fost antrenat de Jürgen Klopp, actualul manager de la Liverpool, care i-a dat încredere și l-a forțat ca titular. Lewandowski reușind să-i răsplătească încrederea, devenind nu doar unul din cei mai buni atacanți din Bundesliga, ci unul din cei mai valoroși fotbaliști din lume. Apogeul carierei sale în tricoul Borussia Dortmund fiind semifinala Champions League din 2013, când Lewandowski a marcat un hat-trick în poarta lui Real Madrid. Din păcate pentru Lewandowski, galbenegri au pierdut finala Ligii Campionilor chiar în fața marii rivale Bayern München, cu care Lewandowski a semnat câteva săptămâni mai târziu. În această perioadă, Bayernul reușea să cumpere tot ce era mai bun în Germania, chiar Leva nu a fost o excepție. Polonezul a venit pe Allianz Arena, unde a scris pur și simplu istorie, devenind una din legendele echipei. Sezon după sezon, Leva a devenit tot mai bună la Bayern, fiind un adevărat vin de clasă mondială, reușind să marcheze în total 334 de goluri în 375 de meciuri. Tot în tricoul bavarezilor, Leva a bătut mai multe recorduri incredibile, a depășit recordul legendarului Gerd Müller, marcând 69 de goluri într-un singur an. Un alt record ce aparține și care este imposibil de bătut este cel de 5 goluri în doar 9 minute. Asta se întâmpla în timpul unui meci din Bundesliga când Bayern o întâlnea pe Wolfsburg. Leva a intrat în minutul 48 pe teren când Bayern era condusă cu 1-0, iar în minutul 60 scorul era deja 5-1, toate golurile fiind marcate de Leva Gol, așa cum îl numesc fanii săi.
Perioada de la Bayern a fost una extrem de bună din punct de vedere al trofeelor câștigate. Polonezul a câștigat de 10 ori titlul de campion în Bundesliga, iar în sezonul 2019-2020 Bayern a câștigat și trofeul UEFA Champions League. După un an impecabil în care polonezul a fost clar cel mai bun fotbalist din lume, marcând gol după gol atât în campionat cât și în Liga Campionilor, era clar că va câștiga Balonul de Aur, însă din cauza pandemiei, gala Balonului de Aur nu s-a mai ținut, iar astfel Lewandowski nu a putut să-și revendice premiul pe care îl merita cu vârf și îndesat. Acesta a primit din partea UEFA premiul pentru cel mai bun fotbalist din lume, însă cu toții știm că acesta încă dorește să pună mâna pe Balonul de Aur, care reprezintă cea mai importantă distincție pe care un fotbalist o poate primi pe plan individual. Lev a continuat la Bayern, iar randamentul său a fost unul fantastic până în iarna trecută, când au început să apară voci cum că polonezul nu ar mai vrea să continue să joace pentru campioana Germaniei. Se pare că în 2023 înțelegerea atacantului cu clubul bavarez se termina, iar aceștia au dorit să-i ofere doar un an de contract, lucru care l-a deranjat pe acesta și nu a mai dorit să continue la Bayern. Barcelona a intrat pe fir și a început să negocieze cu fotbalistul, care a declarat că Bayern trebuie să fie profesionist și să-l lase să plece. Deși bavarezii au făcut tot ce se putea pentru a-l păstra pe Robert Lewandowski, acesta a fost vândut la Barcelona, care a plătit 45 de milioane de euro, o sumă foarte mare pentru un fotbalist de 34 de ani, care a primit și un contract pe 4 ani cu formația Blaugrana. După ce și-a luat adio de la Bayern, Leva a devenit fotbalistul cu cele mai multe tricouri vândute în 2022, iar la Barcelona acesta a început absolut incredibil. Nu a avut nevoie de timp de adaptare și nu cred că greșim dacă spunem că în acest moment este numărul 1 pe Camp Nou. În primele 7 meciuri în La Liga, polonezul a marcat de 9 ori plus alte 2 asisturi, reușind și 3 goluri în Liga Campionilor în doar 2 meciuri și pare într-o formă de vis. La Naționala Poloniei nu mai avem ce spune. Acesta este cel mai bun fotbalist polonez din istorie, reușind să marcheze 76 de goluri pentru echipa la care este capitan, câteva dintre acestea fiind marcate chiar în poarta României. În total, în ilustra sa carieră, Robert Lewandowski are un total de peste 600 de goluri marcate și la ce formă fizică și mentală arată, cu siguranță va trece de peste 700 de goluri, lucru care ne arată că polonezul este probabil cel mai bun atacant central din ultimii 15 ani și chiar peste mare păcat că nu a primit niciodată Balonul de Aur. Acum, cu transferul său, Barcelona este din nou o forță și vă lăsăm pe voi în comentarii să ne scrieți părerile voastre. Credeți că Barcelona va câștiga din nou titlul în Spania sau poate de ce nu Liga Campionilor cu ajutorul acestei legende vii a fotbalului? Acesta a fost și clipul de astăzi, să ne spuneți în secțiunea de comentarii cu cine vreți să continuăm această serie, chiar dacă v-a plăcut materialul nostru, nu uitați să apăsați pe butonul de like, abonare și share. Salut!